Tot unde că sunt pere. Deci în pere, mișto, ăla sunt. Ăla e îmbrăcat în mintea mea. Și după aceea să vorbesc cu oricine. Am vorbit cu oricine. Da. La anul la Sarafa, anul. dacă vrea Sarafa, Sarafa. Descris faraon, mâncați. Ce să fac? Așa te vezi, faraon direct. Și dai mă scula din somn. Nu văd că e paharul e plin. Nu e plin, e gol. Și nu mi-ai zis să ascund aia, dar dormeai. Da, bă, a fost aici. N-am știut. Deci, de ce vreau să spun? Păi, eu am crezut că eu, am zis, bă, de ce ușa deschisă? Dar atât, eu domnul. Ușa nu era deschisă, era... Era, să, poate de la vânt. A fost vânt aseară. Eu n-am știut, că altfel nu spuneam, dar n-ai, era deschisă să mor, era. Ai zis tu? Ce? Ai zis? Da, a fost și vânt azi noapte și cred că de... Dar cum facem să spălăm băsume? Că zic, nu poți să le ajungi gușe, mă, corcodan vine, știi, aici la năpădari. Că a zis că nu are doctor de familie, n-are nimic. Ai băgat zahăr în ăsta? N-am băgat. De ce? Păi de unde se iau zahăr? Nu știu. Am pus miere. Ia vezi, te pur. Nu, nu mai a zis că miere. Uite miere. Ia linguri, am pus cu linguri. Altceva n-ai. Și e bună de plămâni. Dă-l cu ce, mă. E stricat asta? Ia mă, dă-l cu ce, să... Dacă te vede bătăl că iei miere, obrești, mă, pur. Nu, că nu mi-a zis nimic. E când ți-a zis? Fuuu, dar-i cald. Deci nu se bag foc chiar. Ha? Nu se bag chiar în foc. Tu nu se mai bagi în foc, că mâini mai... Păi nu, că de ce se bagi, e bolnav. Păi e bolnav, dar cât foc se bagi? Păi bani. Până dă boala noi. De ce îți vorbesc de că am găsit pe cineva care să vină să ducă cu mașina la năvădă? Mai zic, păi ce, mă, spui că... De-aia nu merge să vă face nimeni. Omul vrea să-ți ia de-alea de gât, da? A zis că nu poate să-ți ia nimeni, toți doctorii am... Să mă duc la spital, măi. Alina Pachița, mă, da? Mi-a zis că mă duce la clinică privată, unde nu e spital, unde nu e nimica. Te verifică, îți face scanare la plămâni și mă spune ce medicament ai nevoie tu. Nu la nimeni ala, că ai zis că ce ai luat acolo de inhalat, e periculos. N-ai zis că te-ai luat cu amețeala? A zis că trebuie să vadă tubul ăla, că nu poate să dea niciun doctor fără să știe. Că a zis că nu vor să te omoare, să-ți dea ceva. N-ai fost cu mine peste tot. Păi da, și au zis că fără să te scaneze, să vadă ce ai, nu are cum. Și multă lume că de ori TBC, de la țigări, ori să fie azmă. Nu e, mă. Dacă nu îi spectorez, mă ascult. Trebuie să spun și să dau afară. Și a zis să te mai lași tu de țigări, zi, măcar 5 țigări pe zi, să slăbești, că ai zis că e grav. Dacă vrei să mai trăiești mai mulți ani. Tu zice, bă, să trăiască corcodan, să trăiască corcodan. Ia uite ce aranjată e. Altfel când e spăla. Ce vorbești, mă. O, ce figură. Uite, vezi cum hârii. Hârii. Da, afară cum mă. Să dau afară asta. Dă-i. A, uite, deci eu. Vai de morții mei. Uite-te, mă, nu, dracu, mă, piciorul acolo. Păi dacă tu stai pe el? Dă-i acolo, că tu, dă-i acolo, mă, piciorul, mult, mult, mai. Dar ce stă pisica asta? Păi dacă tu vine după pula ta. Dă-te că-i tras, să-l trag eu acum. Păi nu, mă, mai încolo, mai în față, nu. Dă-te. Păi, frate, îți spui, tu că nu ești pe la mine, cum e, cum e, cum e. E, lasă, lasă, să fie mână. Păi trebuie să vorbesc cu... Lasă mă la bătună. Azi noapte? Nu mai pot, mă dori după cap. Bine că ai stat aici, de pază. Ce a pățit? Da, bre, da, și băut. Iar a băut ieri? Mă, dar îi face rău, mă, cu pastilele astea. Că aici ar simt și-ar cu dinții. La pieptul. A căzut? Bă, face numai din capul lui. Ia să nu mai... Mă jură pe mine, mă stai cu mine, că eu țin. Nu e, bre, el tu știi de ce e jură. Aia l-a făcut depresie. E de la nervi, de la nervi. De la nervi, știi? Eu nu jură că vrea el.
E de la net. Ia vezi tu, poate mă bagi acum la mangări. Nu, că n-am vorbit de rău, ai zis doar că ai avut grijă de el. Nu ai vorbit de rău. Nu știu dacă a băut, cred că a făcut depresie. Nu cred că a băut. Gata, nu mai vorbi despre el, că să nu se supere copii. Nu, dar nu-mi bagi asta, stingi. Ai auzit? Las că mai rău, n-ai vorbit de rău, ai zis doar că a căzut. A căzut, a fost să tragă betonul și a spus, pleacă-mă de acolo. Și când s-a ridicat să tragă aia, a căzut. Nu-i bine. El vrea să facă pentru copii. Tu buletin ai? A întrebat omul, ai buletin? Eu? N-ai, nu. Așa. Că am vorbit cu pachița lui Alina și mi-a zis, bă, prietene, aici, că chiar dacă nu sunt deschiși la doctori, ei deja doctorițe și mi-a zis că o să primească cu cineva la nopă, dar vine o mașină, vă ia și vă scanează. Și costă și asta o grămadă de bani doar să vă scaneze. Doar să-ți facă de aia lumină rază, să vadă ce ai, că nu poate să dea nimeni medicament. Dar ai fost cu mine, mă? Păi da, dar nu ți-a făcut rază. Femeia a zis, fără să-i examineze, s-ar putea să am broșetă cronică, dar nu-i cronică. Nu se știe ce. Și înseamnă broșetă cronică. Nu, nu pot să mai desfie. Broșetă cronică scuip sânge. Ia. Aia când tușești, dai sânge jos. E, la mine e invers. Eu am o hârâială, hâr, și dacă nu expectorez, mă stup. Trebuie să tușesc, să dau afară. Mă, dar ești tânăr, abia ai 68 de ani. Care 68? Mă, dar cât ai? 71? Mi-am 37 de ani. 37? A, 67. Cum 67? Cât 70 de ani am, mă băi pe mine, bă, mâncărie. Ți-am spus că dacă vrei să faci o filmare cu mine, auzi? Mă îmbrace numai în haine de fete. Deci eu vreau o geacă. Am eu. Se arată că să mă îmbrac eu? Mă îmbrac Neckerman. Nu. Eu mă îmbrac... Doamne, zic că sunt balerin. Ăla este. Dar toți au zis, bre, că dacă tu te duci la ăsta să-ți vadă ce e, poate să-ți cumpere lumea medicamente. Toți au zis, bă, ce să-i luăm dacă nu putem să-i luăm? Băi. Păi, dar nu asta e... Mi-a promis... Cine? Băiatul ăla, că mi-a duce o barcă, trimite o barcă. Cine? Ăla care vorbi cu ăla cu barbă? Bă, ăla... Eu ăla chiar e adevărat. Adică trimite o barcă, nu e, dar zici, trimite lucruri cu o barcă, că n-are... O barcă de aia, de o persoană, nu de două. Îi spui la prim Stefeu, auzi, dar nu vorbești așa. Că la prim Stefeu, că auzi de ăștia. Auzi? Păi ascuns. Până... A zis când vine Corcodan pe la noi, face grătar, face tot ce vrei tu, te cinstește cu ce vrei tu, omul ăla chiar. Bă, dar aud, eu nu știu, l-am simpatizat. Bă! E om de treabă. Că l-am simpatizat, nu știu, așa vorbi frumos. E și Zodia Taur, păi dar e om bun. Și uite, măi, astăzi e Zodia Taur. A zis ziua aia? Da, Nicolae, ce te cheamă Nicolae? Cum? Păi dacă eu sunt Corcodan. Corcodan. Nu, de botez este Nicolae. Pe cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Aurel. Dorin Aurel. Așa, și de botez mă cheamă pe mine, nașii mei, spune Nicolae. Aaaa. Auzi, și că ți-a dat, este lipoveanu, este românul Nicolae astăzi. E duminică. Astăzi e ziua mea. Da, uite, e rău lor. Chide-mă ușa, mă. Cu e rău. Mi-a fost rog de ei. Și ce le spui fanilor tăi? Păi de unde se iau băutură? Nu... De asta am tot vreau. Ce le spui fanilor tăi? Nu beau astăzi. Beau... Dacă beau bere, nu mai beau nimic. Dar nu mai bere. Ce să le spui? Toată ziua bei. Toată ziua. Bună ziua. Îți spun că Nicolae ce îmi dai și mie. Direct ar fi gâri în cap. Bine, mă, da. Că n-am. Da. O să fie așa că nu-mi place să mă laud în videoclipuri. Că nu-mi place să de-astea cu laude. Lasă acolo. Da. Bă, dar cum facem? Mi l-a zis cum facem să nu și poți spune că trebuie spălat. Da, mi-o treabă, mă. Cum a făcut eu? Da, dar lumea vrea și poți amândoi. Te vezi? Spune-mă ta cum am putea să-l spălăm pe spume. N-ai să vezi tu niciodată pe spume de spune. Aolea. Da. Mai să vezi, o
Urât moment. Te vrea să-l verifici așa. Toată lumea scrie că mă pune toți urât moment. Urât moment. Toți dă comentarii urât moment. S-a luat după tine tot netul. Urât moment. Prost moment. Urât moment. N-ai ce să faci. Înțelegi? Când e un jegos, un jegos, n-ai să-ți faci nimic rapă. Dacă să se scarpin la picioare cu... Și dacă vorbesc, dacă vorbesc cu fata, să vină cineva cu mașina să te verifice, no, mergi. Hai să vorbesc ceva eu. Aia cu care vorbim la telefon. Aia, care am vorbit eu cu ea. Alina o cheamă. Alina. Dacă mă aude acum? Nu ești în direct. No. Ești la video. E video atât, e doar filmare. Și ea mi-a zis că bă, sunt aici NPO-ul. Niciodată nu mai mă filmez pe mine când sunt îmbrăcat rău. Dar n-ai fost îmbrăcat, am filmat la față. Vorbesc cu o gagică sau vorbesc cu cineva, tu să nu mai mă filmez pe mine când vorbesc cu cineva frumos. Ai văzut cât te-a fugit? Eu dacă mă îmbrac frumos, multe o să vină. Ai înțelegi? Dar dacă mă sunt... Aiurea, de la muncă, da. Panoramă, ce? Păi și vrei să-ți donezi de cineva niște haine de piele, ce ai nevoie? Deci un bluzon, o bluză, ce înseamnă? O geacă de piele? Geacă de aviator, totul. De aviator? De motociclist. A, vrei haine de motociclist? Da, cu totul. De piele? Da, în cărțămii. Așa plec până la București. Și bătre plec. Aia îmi place mie, subțiri. Ciuf. Aia e. Eu sunt surier. Ce mi-e, mă, nu știu ce să l-a spălat. Ia cana aia la o parte să se vadă casa. Trebuie de... Ia cana aia mai așa. Să te vadă suliet. Suliet. Păi ce? Să-ți ia seama ce să... Deci trebuie o geacă de piele, o bluză frumoasă, un pantalon de piele, nu? Pantalon tot de piele? Tot. Pantofi de care? Cu cioc sau de care? Sau bocanc? Nu, mă, nu trebuie Adidas mie. De la... Același. Bocanc. Dar așa de aia ieftin, se rupe repede. Am dat 1 milion, păi se rupe imediat. Adidas negru, mă. Să dai mai târziu cine pe o, dar nu știu cum să vorbim, să organizăm, că ai zis că trebuie să, când vine ea la doctor, să mergi la doctor. Doar să te verifice și atât. Că lumea plătește benzină, plătește mașina și să... Bă, uite, trebuie să mă îmbrac eu acasă. O năvodare. Aici, ce am eu? Păi da, acum ești curat. Dacă mă îmbrac eu acasă la mine, dai mă bine. Eu mă îmbrac și în alb. Că nu poate să-ți cumpere lumea de la motoburi de alea, mă, de respirație. Nu merge, mă. Înțelegi? Urmă moment. Deci când o fi să te sune sau astea, mergi ca să te verifice. Dacă spume nu vrea și e jegos și... Nu, deci nu-l scoatem pe spune afară din casă, nici cu mașina. Te-au văzut ce care e la mine pe mine? N-ai văzut, nu? Mamă, Little Wayne! Au ce vorbește aici? Asta e rapper mare din România. Da, da, și l-am băgat în cap eu. Cel ce plânge, așa-l cheamă pe ăsta. Așa, îi vezi? Plângăciosul mic îl cheamă. Da, și a făcut baie și l-am pus în cap eu. Ce e asta? Asta e Little Wayne. E un rapper mare din America. I-am făcut baie și m-am pus în cap. L-ai pus pe Little Wayne. Deci când o să vină lumea să te asta, mergi la năvodare, să te verifice, la plămâni, să-ți facă scanare. Și acolo dă 1,2 milioane ca să te verifice. Și pe urmă spune, domnule, ai cutare, cutare. Ala m-a trebuit să acum, adică m-a spulat și mi-a zis că vine Bahoi, du-te acolo pe el. Și e rău. Frate, nu te mai încolo, e ceva ce nebunul ăla. Că tu ești nebun, nu ești nebun, nu ești nepotul. Dă-o țigare cât mor. Urât moment. Ce reziști faină? Zile că toată lumea i-a trimis tu spune, dar unul nu ți-a trimis să zică... Dar nu-i contează, mă. Să-ți trimită și ție. Nu, dar nu te-a trebuit niciodată să zică, uite mă, pe numele tău să scoți. Nu există așa ceva. Cel mai frumos moment când cineva... Să spună și ție un porc sau de băutură. Ce porc, mă? Nu trebuie mie porc, mă. Să-ți spun acolo să ai de buzunar, de haine, să-ți iei haine.
Da, sau un telefon. Un telefon ți-ar trebui. Un telefon de la de știu ca să... Te sune fanii. Mi-a plăcut de fana aia, pe fata aia. A stat puțin și poate a văzut în Harua, poate... Nu, păi ea mi-a zis, a insistat că ia bine și te ia și te duce la Novodari și te verifică. La clinică privată. Deci nu la spital. Tu știi ce înseamnă clinică privată? Adică unde nu sunt oameni. Da, mă. Unde nu ai treabă cu clienții. Da, păi acolo mă duc eu. Indiferent. Unde se duc numai oamenii cu bani. E, așa la privat mă duc și eu. Stai să vedem dacă rezolvăm, că lumea zice din gură una, se întâmplă alta, că toți se zic că facă drept. Dar ai văzut că nu ți-a trimis niciunul ban, să zic, uite-mă lui Corcodan, vreau să-i trimit 100 de lire, să aibă și el de buzunar, să iasă și el din iarnă. Dar nu e vorba, mă, de vorba de iarnă, mă. Să ai și tu să-ți iei, știu, hai să-ți îmbraci. Mă, vorbire este de bărbăție și... Uite-te în cameră aici, ca să uite în ochi. Nu este vorba. Mereu să te uiți în astea trei cercuri, acolo e ochii la oameni. Nu este vorba de astea, care vor, care nu, eu nu sunt chiar cercetător. Sunt un băiat de cașcă, deci fanii mei, nu altceva. Dacă vor să-mi trimită și mie ceva, bine, dacă nu, pauză publicitară. Dar cum te cheamă numele real? Real? Domnul Aurel. România, atât. Ai văzut lui Spumei Nebii, i-a trimis 100 de lire lui Spumei. Dar nu mă, lasă, asta e o temă. Da, o să fie și oameni care vor să te ajute și pe tine, știi? Care să mă ajută, care nu, dar vezi tu, cerșătoria asta e cam gravă, știi, că mă vede și pe mine alți copiii mei care m-a părăsit. Înțelegi? Dar tu nu ceri, tu ai dreptul să fii ajutat pentru că și tu i-ai făcut. Ai făcut toată România să zâmbească. Dar filmările care le fac eu aici și mă, lasă-mă. Ai făcut să zâmbească. Ai făcut oamenii să zâmbească. Da, dar și nu trebuie să vorbesc eu multe și multe și macareturi. Da, a întrebat lumea cum, ce tip de miros are spume. Lumea a zis că are cadavre sub dușul meu. Da, uite acum a scos tot de acord din casă. A scos tot, parchet tot. Pentru că mănâncă untură și cade pe jos. Cine a scos? Păi acolo a scos tot din casă. A scos Băsescu? Care? A băgat oameni. Păi dacă mănâncă o untură și cade pe jos cu toaia și mănâncă... Dar zice că dă pete de ulei. Care? Are 50 de pisici? Bă, te lasă-mă treacă. Și se cacă acolo pisicile. Păi ce dracu? Și raznaua lângă geam. Ce ai, mă? Ai zic total. Aragaz, ai văzut cu mine numai cu untură. Păi, e infecție acolo. Uite ce la mine e aici. La mine nu e aici, sunt la frate. Eu sunt la mine acasă. Dar spume emană ulei, spume. Dar nu spune spume, mă, spune Vasilica. Arheologul. Lumea așa îi zice, păneț, spume sau arheolog? Arheolog. El te caută. El caută argint pe jos, monezi, arginturi. Ce faci? Dar ce făcea el în tinerețea lui? Că lumea a întrebat când m-a tași ce făcea el în tinerețe. Că a stat în comă, e adevărat că a stat în comă? Da, a stat 8 ani. Mă închide ușa, mă, că-i frig. Stai puțin că murim de la fum. Mă închide ușa că... Să-mi răcește la casă. Și eu, dar murim de... Păi dacă răcește ăsta, e rău. Ăsta pleacă de aici, de ăsta pleacă. De la ăsta. Trebuie să bag foc acum. Te-ai scurat din soare de dimineață? La 6 acum m-am scurat. Păi da, te-ai scurat la 6 și trebuie să pui lacătul pe ușă. În parc. Ce făcea spune? Avea gagici în tinerețe? Ce făcea el în tinerețe? Da, când v-am avut de gagici? A zis lumea că a abuzat animale, că s-a culcat cu pisica, că l-a prins lumea cu capul. Păi dar el, cu capul, da, și cu porc, cu buceau. Aoleu, l-ai prins în tinerețe? Da, l-am văzut eu. Ai văzut? Și ce că lua găini și putea găini sau ce făcea? Da, păi ce, are un carpan. Aoleu. E urât moment. Povestește-ne cum s-a format peninsula, de câți ani ești în peninsula. După timpul bușcăriei. După timpul la bășcărie. Mirușa Țuic.
Eu? Nu să vezi. Că râi. Urât moment. S-ar putea.